O zi tristă. Tristă. Hai să nu o dăm, mă, întreaga parte bărbătească a omenirii a sucombat, a trecut la cele veșnice. Hugh Hefner, creatorul Dumnezeu să-l ierte. Playboy, despre care nu să-i se fie poate, Playboy ușor. Despre care nu se poate spune că s-a dus într-o lume mai bună. Asta sigur, nu m-am uitat la pozele cu ultimile 30 de poze ale dumnealui și așa cum spun bătrânele satului, omul ăsta a trecut prin multe la viața lui. Le-a făcut pe toate. Erau poze. Vedeți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă duci o viață promiscuă, dacă te îndepărtezi de la dreapta credință, dacă faci excese, droguri, alcool, femei, sex extraconjugal, Dumnezeu te pedepsește. Te pedepsește și te duce până la 91 de ani, te lasă să mori bogat și înconjurat de femei. Da. Eu mă gândesc acum, e puțin morbid și îmi cer scuze, mă, dar la priveg la dumnealui, cum se vine îmbrăcat? Sau, adică, cum se ține doliu? Cum se ține doliu? Că ele toate sunt numai nailoanile alea și cu alea în cap. S-o fi coborât urechile de iepuraș în bernă? Cred că da, adică ce e acolo, băi, a molit Hugh și cum? Vin la... Nu înțeleg. Și în plus, asta e o poveste interesantă, dumnealui a vrut să fie înmormântat lângă domnișoara Monroe. Deci da. A cumpărat cripta de deasupra dumneai. Serios? Da, cu 75.000 de dolari în 1992. A zis, măi, când se eliberează ceva acolo, eu acolo vreau să fiu, în Westwood Village. Arată-ne ceva de pe internet. Da. Și acum, ca să ne luăm rămas bun de la Hugh, da? Rest in pussy, in pieces. Că nici a doua variantă nu mi-a ieșit, că i-a zis in pieces, adică în bucăți. Eu așa am văzut că se zice pace în, vorbește în liniște. O engleză care alunea Nelu. The ducks are coming from the trucks. Da, adică rățoii provin din tiruri. Zice, dar de ce folosiți expresii pe care nu le înțelegeți? Păi ce, dumnealui când le folosește le înțelege? Da, merg.